dimineața, este vineri dimineața, peste puține ore, instanța Curții de Apel Cluj se va manifesta într-un fel sau altul. Am mândria să fiu un om care am fost inspirat de părinții mei, de oamenii acestui oraș. Am fost inspirat să învăț să fac doar bine oamenilor. Am auzit multe cuvinte despre mine și în această perioadă de 10 ani, când am fost arestat preventiv, am fost batjocorit, am fost întors pe dos, am fost trimis la Gherla, am stat de 120 de ori în instanță și în loc să mă retrag și să las întreaga sarcină avocaților mei, am fost prezent la fiecare termen, în afară de 3 termene, la 120 minus 3, 117. Am dat declarații în fața instanței și public, justificând fiecare pas pe care l-am făcut în ultimii 15 ani. Am suportat umilința publică însoțită de acuzații mincinoase, dar n-am renunțat la luptă și l-am apărat onoarea mea și a familiei mele. Cred că, de multe ori, am făcut bine că nu am acceptat propuneri otrăvite ca să fac denunțuri, să fac rău unor oameni, pentru că onoarea s-o construiești o viață întreagă și o pierzi într-o clipă. Am fost acuzat pe nedrept, dar am rămas de fiecare dată dedicat misiunii de a-mi dovedi nevinovăția în fața justiției. Și știu un lucru, că nu doar în fața justiției, și în fața lui Dumnezeu, iar cel de sus, sunt sigur că astăzi, de acest lucru sunt sigur, nu de instanță, ci de Dumnezeu, că m-a binecuvântat și crede în corectitudinea mea. Mi s-au furat 10 ani din viață. De ce zic furat? Pentru că acest proces nu s-a desfășurat după dorințele sau interesele mele, nici măcar după drepturile mele cetățenești. Nu s-a luat în seamă că am îmbătrânit psihic și fizic mai mult decât timpul calculat aproape 10 ani. Nu s-a luat în calcul că vreau să-mi fac o familie. Dar n-am vrut 10 ani ca o ființă din familia mea să sufere așa cum a suferit ani de zile mama mea. Toate au fost aruncate în derizoriu. Tot ce am construit, activitatea mea, profesia mea, dorința mea de a construi în acest oraș. Iar procesul nu s-a desfășurat cu mine în prim plan. Pentru că prima judecătoare, după 2 ani de zile și cu 2 termene înainte să se pronunțe, să se finalizeze procesul, a plecat, a abandonat. Al doilea, la fel, după un an de zile, a fost promovat, a abandonat prin promovare. Iar al treilea, judecător al Tribunalului Cluj, timp de 10 luni nu a pronunțat sentința. 3 ani și 10 luni. Nu din vina mea, ci din vina celor care trebuiau să înfăptuiască justiția. În loc să îmi pregătesc ultimele cuvinte legate de persoana mea într-un proces care mi-a furat un deceniu din viață, mă regăsesc încercând să accesez o instanță care are ca sarcină să vegheze la înfăptuirea justiției. Și de ce vorbesc despre prescripție? Pentru că astăzi mi se impută că este în interesul meu de a scăpa de condamnarea deja prestabilită de opinia publică și de declarațiile judecătorilor, o prescripție care niciodată n-a fost pronunțată atunci când 3 ani și 10 luni s-a pus în paranteze procesul penal. A fost pus sub control judiciar pentru a ocoli riscul de sustragere de la pedeapsă înainte să fiu condamnat. Am lipsit de 3 ori din 120 de termene. De ce trebuie să răspund eu pentru acțiunile celor care mi-au întârziat judecata în mod nejustificat 3 ani și 10 luni, aruncând pisica moartă
în curtea mea. Eu am rămas cu consecințele altora în care instanța se grăbește să vegheze prescripția, pronunțând cu orice preț pedeapsa în loc să vegheze justiția. Justiția trebuie să fie justă. Instanța care se va pronunța asupra dosarului meu azi, peste câteva ore, s-a pronunțat deja când judecătoarea care a făcut denunțul împotriva socrilor mei în fața DNA a uitat de traficul de influență, maltratat, malformat în dare de mită, paradoxal, o mamă de judecător nu trebuie să facă acest lucru, și toate mi s-au pus și public și de către doamna judecător mie în cârcă. Eu aș fi suspect și interesul ar fi al meu. Instanța nu se grăbește să facă justiție și să-și asigure imparțialitatea și independența față de mine ca om, ci doar să-și spele imaginea în fața opiniei publice și să satisfacă presiunile publice, adică să livreze încă un om cu demnitate publică corupt. Așa cum am mărturisit, lupta mea pe durata acestor ani a fost mărginită de adversități, de spini. La acest ultim moment din coșmarul vieții mele, mă gândesc la ce îmi doresc cel mai mult. Și ce îmi doresc cel mai mult este să fiu om. Om în fața instanței și om căruia îi se respectă și se acordă drepturile omului. O instanță imparțială care veghează justiția și drepturile omului sau una care mă păcălește și care e forțată să facă interesele altcuiva. Din aceste motive, în mod absolut întemeiat, pentru justiția adevărată pe care o dorim toți românii, îmi doresc să fiu judecat de o instanță corectă și am tot dreptul și toată dreptatea să cer strămutarea acestui dosar.